Suntem aici în expoziția Istorii din trecut, călătorie virtuală în peisaje dispărute, o expoziție realizată în cadrul proiectului european Danube Archaeological Hill Landscapes. Este un proiect important realizat în colaborare cu instituții importante din Austria, Bulgaria, Ungaria, Croația, Slovenia, Slovacia. Am realizat această expoziție punând cap la cap ideile și contribuția unor foarte talentați colaboratori de Muzeul Național de Istoria României. Vorbesc aici despre Călin Șuteu, vorbesc despre Radu Oltean, care a realizat această minunată panoramă, vorbesc de Carmen Bem, cea care a contribuit cu informațiile despre siturile arheologice pe care le prezentăm în această expoziție și, desigur, cu imaginile aeriene. Vorbesc despre Mihai Florea, despre Mihai Vasile, despre Corina Borș. Sunt oameni care au colaborat și au pus mintea la contribuție și au realizat această expoziție, la care, să zicem așa, o tușă foarte importantă a avut-o arhitectul Dan Ionescu. Sunt prezent în această expoziție atât elemente de realitate virtuală, cât și artefacte originale, reprezentând descoperiri arheologice din siturile de la Cârna, datând din epoca bronzului, și situl de la Nufru, datând din perioada medievală. Este o expoziție inedită, o expoziție care sunt sigur că va trezi interesul celor care vor vizita Muzeul Național de Istorie a României, și o expoziție în care vor putea să facă o călătorie virtuală în diferite zone cu potențial arheologic deosebit, dar totodată sperăm noi și cu un potențial turistic deosebit, cu ajutorul tehnologiei pe care noi am integrat-o în cadrul acestei expoziții. Ne face plăcere să vă facem cunoscut un nou proiect expozițional realizat de instituția noastră în cadrul proiectului european E-peisajele arheologice ale Dunării. Este vorba de expoziția Istorii din trecut, o călătorie virtuală în peisaje dispărute, peisaje care se referă la zona Dunării de jos, accentele fiind date de două situri importante, cel din tâi datând din perioada epocii bronzului, necropola de incinerație de la Cârna, Grindul Tomii, și cea de-a doua, cetatea bizantină de la Nufăru. Prilejul este unul cu totul deosebit, întrucât prin cadru creat de proiectul finanțat cu fonduri europene, de care am amintit, am putut experimenta în cadrul muzeului nostru noi maniere de exprimare muzeografică, anume îmbinarea expunerii tradiționale în vitrine, așa cum se numește, cu elemente foarte noi care țin de noile tehnologii aplicate în acest domeniu, respectiv scanările 3D de artefacte, o serie întreagă de imagini aeriene, filmări din drână și modelări ale peisajelor arheologice în care siturile sunt situate, dar în egală măsură și o grafică special creată pentru ambientarea expunerii și, nu în ultimul rând, filmări de foarte mare detaliu într-o perspectivă artistică cu totul deosebită legată de aceste artefacte. Ce ați putea descoperi în expoziție? Vom îndrăzni să vă spunem că veți descoperi lucruri vechi, arheologice, artefacte vechi, în cazul necropolei de la Cârna, de peste 2000 și mai bine de ani, iar în cazul celor de la Nufăru, cu o vechime de aproape de 1000 de ani, dar toate așa puse într-o altă perspectivă, o perspectivă care să ajute publicul să înțeleagă mult mai bine istoria acestor obiecte, istoria acestor locuri de-a lungul mileniilor. Piesele au fost selectate
pornind de la o documentare bibliografică, dar și științifică acurată, și aș dori în mod special să amintesc în acest context colaborarea pe care, instituțională pe care muzeul nostru a avut-o cu Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din București, dar și Institutul de Cercetări Ecomuzeale din Tulcea. Practic, Institutul de Cercetare al Academiei Române ne-a permis în mod foarte amabil accesul la surse de arhivă fotografice, dar și în vechi evidențe, dacă vreți, ale fostului Muzeu Național de Antichități, iar colegii noștri de la Tulcea au avut amabilitatea de a ne împrumuta o serie de artefacte provenite de la Nufăru, aflate în colecțiile acelui muzeu. Practic, ce am încercat este o abordare pluridisciplinară, pe foarte multe fațete, cu diverse specialități, și credem că rezultatul este unul cel puțin altfel, ca un experiment pe care, dacă vreți, colectivul de realizare al expoziției l-a realizat în speranța că în viitor Muzeul Național de Istoria României va putea beneficia de o nouă expunere permanentă realizată cu mijloace și la standarde demne de începutul secolului 21.